Am să încerc ca prin câteva cuvinte să fac o scurtă incursiune în inima acestei instituții. Mi-aduc aminte că din anii 2007, încă de când am pășit pentru prima dată pe această scenă, emoțiile s-au păstrat la fel de fragede ca și până acum. E un spațiu în care am putut întâlni niște generații nemaipomenite, de la care am avut foarte multe lucruri de învățat. Este un spațiu care m-a găzduit și m-a propulsat și mi-a împlinit toate dorințele profesionale. Este un colectiv care a fost permanent și este în permanent în mișcare și în schimbare, unde ai întotdeauna de învățat, unde ai întotdeauna de privit. De ce balerin și o altă profesie? Baletul m-a ales pe mine, nu eu l-am ales. Întâmplarea a făcut ca prin clasa a treia părinții mei să fi cunoscut un profesor care a murit anul ăsta, Dumnezeu să-l odihnească, care și-a petrecut ultimii ani din viață undeva prin America, ca pictor, cu culmea. Și uite așa am ajuns la liceu de coreografie și am dat audiție. O altă profesoară, Dumnezeu să-l odihnească, Mihaela Santo, a făcut de fapt, departajarea între da și nu la probele de examinare și uite așa a avut ca primul an să-l încep la liceu de coreografie, chiar cu dumnea ei, pregătindu-mă și m-am cam chinuit că nu prea mi-a plăcut primul an și uite așa am început eu baletul. Dragoste la prima vedere, n-aș putea să zic, dragoste la a doua vedere, după care o boală de nevindecat. Giselle și Lacul Lebedelor. Lacul Lebedelor pentru faptul că a fost baletul care chiar m-a propulsat, mi-a oferit aripi ca prim balerin pe această scenă. Și Giselle pentru muzicalitatea partea actului 2, poate și pentru romantismul creat și misticismul actului 2. Amândouă mi-au oferit o posibilitate de a accesa coregrafic, tehnic, emoțional, m-au condus departe de tot. A fost și o perioadă a tinereții în care chiar iubeam și pe cineva în societate și iubeam și pe cineva în același timp și încercam să creez, să fac o fuzionare a sentimentelor. Și da, m-am maturizat foarte mult cu aceste două balete. Lacul Lebedelor sau Corsarul. Iarăși, în două partituri, Corsarul cumva m-a ambiționat, mi-a oferit șansa să explorez cât mai mult tehnica dansului clasic, datorită faptului că rolul Ali este un rol de amploare, de forță, de masculinitate. Și acolo, da, cumva, cred că pe parcursul a mai multor ani, dacă nu mă înșel, este rolul prin care domnul Mihai Babușca m-a cooptat aici, încă din băncile liceului, dacă nu mă înșel, clasa a 12, eram în buza bacalaureatului. Și mi-a zis, n-ai vrea tu să faci asta? Și zic, ba da, mai este doar că știam că era undeva pe acolo partitura. Lasă că te pregătesc eu. Și da, a fost o ambiție a mea, a fost chiar și o teamă continuă pentru simplu fapt că anumite elemente tehnice mă depășeau. Dar a fost o pârghie, o oasă de care m-am ținut, da, și am simțit cumva o evoluție treptată. Dar nu, aș rămâne la Lacul Lebedelor. Te răscolește. E o iubire sinceră, naivă, e o căutare continuă, mai ales o abordare precum cea maestrului George Iancu, acolo unde aveam un alter ego, căutam și înăuntru sufletului meu, căutam și înăuntru lebedei, sufletului lebedei, căutam și înăuntru dualității lebedei, cea albă și cea neagră, fabulos, de fapt, ce se întâmplă acolo. Răbdare, iubire și autocunoaștere. Eram plin de emoții și mi-aduc aminte, eram chiar în Festivalul George Enescu, unde la un moment dat, cel care interpreta rolul lui Beno, în actul întâi, se pare că cumva a suferit o crampă musculară, chiar în timpul show-ului.
și pe manej, ne-am dat seama că ceva se întâmplă cu el. Și urma să intre exact momentul padetraului, unde un coleg de-al meu avea să înceapă partitura. Doar că el era singurul care mai putea în seara respectivă să-l înlocuiască pe acest băiat. Și s-a întâmplat ca, cumva din privire am înțeles, nu, tu intri și continui lui partitura și eu vin aici. Și cumva chiar din fără ca orchestra să se oprească, fără partitura să se fi încheiat, el a intrat, a continuat totul, a mers până la capăt cele patru acte pe care le-au de făcut și eu a trebuit să iau din zbor acest padetroa pe care cumva îl făcusem la premieră. Și uite, așa l-am făcut, ne-am zâmbit pe urmă după spectacol, pe urmă ne-am dat seama de amploarea situației, dar a fost o recunoaștere a ieșirii din zona din confort. Dar a fost amuzant pentru noi faptul că se poate face și la case mari, între ghilimele, o rocadă fără ca publicul să o simtă, să o miroase.